Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Cornelia Crevean. Le mulțumesc celor de la magazinul Paradisul Verde pentru că și astăzi ne-au primit alături de ei și ne-au pus la dispoziție lucrurile despre care vorbim în emisiunea de astăzi. În emisiunea de azi voi vorbi cu doamna dr. Daniela Vasile, care este bine dispusă, tonică, ia uitați ce prezență! A venit vara! Ce frumoase sunteți! Bine ați venit alături de noi! Vorbim despre cocos astăzi, despre produsele din cocos, mai ales că în Filipine, cocosul este supranumit pomul vieții, iar în Malaezia, copacul celor 1000 de întrebuințări. Deci, uite cât de bine e văzut cocosul în țările în care el crește. Da, asta este adevărat, că acolo, cum s-ar spune, e la îndemână, toată lumea are la botul calului, așa, să-l folosească. La noi este ceva exotic. Da, se spune că cei care îl folosesc sunt longevivi și nu se îmbolnăvesc atât de repede. Și s-a constatat lucrul acesta. Chinezii mănâncă orez foarte mult și sunt atât de sănătoși. Și soia. Ceai verde. Da, deci, soia și ceai verde, bun. Da. În Malaezia, Filipine, cei care consumă cocosul trăiesc foarte mult și fără afecțiuni. Da, să știți că este remarcat în general în medicinele tradiționale faptul că în anumite zone de glob există câte o plantă sau un copac care are virtuți multiple și care ajută la menținerea stării de sănătate a întregii populații. De exemplu, în America Centrală și de Nord crește iuca, în America de Sud este maca, care este un adaptogenic foarte bun, tot în America de Sud este mate, care a fost aclimatizat și în Europa, în sudul Europei, la noi este brânca ursului și cătina, la chinezi este astragalus și mai sunt și altele, fotii și ciupercile, acelea cu virtuți terapeutice, rei și din Japonia, ganoderma, deci sunt foarte cunoscute. Apoi ginsengul, iarăși, care este zona, tot la fel, Coreea sau Tibet, deci toate zonele, în India este ashwagandha și multe, multe altele. Deci sunt plante care contribuie la sănătatea populației în zona lor de dezvoltare. Da, când mai merg în țări din acestea mai exotice, pe plajă se vinde nuca de cocos, vine cel care o vinde, o taie în două și îți dă să bei lichidul acela din interior, care este extraordinar, ține de sete foarte bine, apa de cocos, și după aceea poți să mănânci nuca de cocos, miezul, care ține de foame și este foarte bun la gust, așa, verde, crud. Crud, exact, da. Exact. Așa este, am văzut și eu în Orient asta, exact asta făceau și indieni, aveau așa grămezi de nucă de cocos pe care le curățau de coajă și stăteau, băgau un pai și puteai să bei apa de cocos, foarte bun. Atâta doar că la noi o găsești la supermarket, nu ai cum să o iei chiar din habitatul ei, cum vorbeai de Filipine și de Thailanda sau zonele astea. Bun, o găsești la supermarket sau o găsești în cutiile acestea de lapte de cocos, care sunt niște produse extraordinare. Sunt de găsit aici în magazin. Ce îmi place mie la laptele de cocos, îl bei dimineața. Îl poți bea la cafea, îl poți bea și cu shake-uri, da? Da. Deci poți folosi laptele de cocos în foarte multe variante. Hai să le spunem telespectatorilor din ce este făcut. Laptele de cocos este făcut chiar din miezul acesta alb, de care tu spuneai că e foarte gustos. Deci este propriu zis foarte bine blenduit și asta dă laptele de cocos propriu zis. Este foarte, foarte gustos într-adevăr și este foarte sănătos. Înlocuiește cu succes lactatele animale, deci laptele de vacă sau laptele de capră și el poate să fie inclus în absolut orice. Nu apa numai de cocos. Da, asta vreau. Ce bună zic e și aceasta. Da, am consumat-o de aici din magazin. Extraordinară este. Foarte bună. Da, și ce trebuie să spunem despre asta? Că sunt foarte bogate în săruri minerale care sunt regeneratoare, restructurante, necesare metabolismelor
Și ce trebuie să mai spunem este că grăsimile de cocos care se găsesc și în lapte, în cantitate mai mică, dar și în untul de cocos, sunt grăsimi cu o valoare nutritivă, o valoare biologică ridicată. Este vorba și de acizi grași polinesaturați, dar și de trigliceridele cu lanț mic, care sunt foarte sănătoase, mai ales pentru sănătatea creierului. Și apoi, bineînțeles că ele se regăsesc în În foarte foarte multe multe și hai să produse, vedem în ce produse și dar am să desfac eu unul aici. Poate mă ajut, te rog. Este un antiperspirant 100% natural din cocos. Ia uitați-vă cât este de bun și de... Ah, ce miros extraordinar are. probabil De că astăzi îl da, folosesc și eu. Ia uite ce probabil bun e. că da. Unii telespectatori agrează mirosul de cocos, Vai, dar îmi altora place foarte mult! nu le place foarte mult, dar să Și știți că acesta este tot un există antiperspirant. și unt de cocos care este dezodorizat și poate să fie folosit în bucătărie la gătit în loc de alte uleiuri. Este foarte sănătos, este foarte mult mai ușor digerat de către Eu am organism. încercat, să știi, am încercat uleiul de cocos, fără miros, da? Dezodorizat, da. Așa, pe care îl poți folosi când vrei să îți prăjești ceva și este extrem de sănătos. Și tu spuneai despre lapte, da? Păi poți să faci, bineînțeles, budinci, poți să-l consumi ca atare cu un lapte, să-l pui la cafea sau să-ți faci o cacao cu lapte sau să-l oferi copiilor, dar poți să-ți faci budinci sau chiar și ciocolată rovegan cu ele, în sensul că folosești laptele de cocos, folosești untul de cocos, poți să folosești zahăr brut de cocos, care este foarte, foarte plăcut și bun la gust. Și să știi că zahărul se obține din florile de cocos. Sigur că nu este atât de dulce, nu este atât de tăios cum e zahărul alb cu care suntem obișnuiți. Este un pic mai amărui, dar are un parfum atât de fin și este foarte, foarte Vrei valoros. să știi care e cea mai bună ciocolată din lume? Uite asta. Îți place Vai, ție ce foarte bună mult? este! Este ciocolata cu cocos. E ciocolată cu cocos la mijloc, așa cum se vede aici în Adică imagine. are puțină Vai, cremă, știi cât nu? este de bună? Este, da. Vai, dar este atât de bună că nu vă puteți opri din mâncat. Este aceeași Aceasta este variantă neagră, cu, da, da? cu Ciocolata ciocolata neagră neagră. și ciocolata albă, iar astea sunt Trajeuri, drageuțuri, da? da? Iar asta este Un un baton de baton. cocos 100%, deci este doar nucă de cocos, da? În interior. Da. Ideea este Și că, batoanele vedeți, acestea, ce există bune și sunt! pulbere de nucă de cocos bio, care este foarte Se bună, pune mult deasupra mai prăjiturilor, sănătoasă, da? dar poate să intre și în interiorul prăjiturilor, să fie ca un fel de ceva așa ușor crocant, care Să să-și dea o anume dea o aromă. anumită Aici aromă. este untul de cocos care poate fi folosit în foarte multe feluri. Știi, telespectatorii trebuie să se Ce trebuie să documenteze. știe, asta este, sunt fâșii mai Flugi, mari, da? fulgi, da, Fulgi de fulgi de cocos. cocos. Iar aici este o băutură, cred că, făcută cu lapte de cocos și cu încă ceva ingrediente care să... trebuie doar făcută cu apa asta, Și cred că, și această cremă cu... de cocos pentru ten uscat. Este Da, asta minunată. sigur că da. Dar Presată la ce... rece. Da, ce vreau să spun este că, de exemplu, există și făină din cocos. Pentru cei care au Așa, hai să intoleranță vedem la un pic făina gluten, de cocos. Ce facem cu ea? păi putem să o folosim la prăjituri, deci se poate face cu ouă și coace, deci fără nicio problemă. Bun, dar o Deci putem pune în poate... shake-uri dimineața? Putem face așa ceva? Eventual, să o punem la muiat puțin, nu chiar așa crud. Adică mai degrabă, dacă vrei să pui într-un shake, asta trebuie lăsată puțin la muiat, dar într-un shake poți să pui așa ceva și să-l blenduiești puțin. Și iese cu o aromă Cu o minunată. aromă foarte bună, da. Dar ce trebuie știut despre cocos este că el la temperatura camerei se întărește, vedeți? Deci Așa este.
consistența Nu, nu asta. neapărat la temperatura camerei, poate în frigider dacă îl ținem, dar dacă îl scoatem afară din frigider, l-am folosit foarte bine. Dacă nu este stratul foarte mare, el se topește. Se Uneori, topește, da. dar nu este atât de fluid cum este uleiul de A, sigur că da, semințe sigur. de floarea soarelui sau uleiul de Eu măsline. l-am folosit întotdeauna acest ulei de cocos în ciocolata pe care o făceam în casă. Acest unt de cocos amestecat Adică cu niște pudră de cacao de sau roșcove. de roșcove, puneai niște miere de albine, puneai în forme ciocolata rezultată, da? Și de silicon. Le puneai la frigider 10 minute și în 10 minute aveai o ciocolată extraordinară. Da, este chiar foarte gustoasă. Ce vreau eu să spun este că nu trebuie ca telespectatorii să își facă o problemă pentru că îl văd așa condensat. Pentru că el își regăsește fluiditatea și este același lucru, ulei de cocos și unt de cocos în funcție de starea în care se găsește, da? De solidificat sau fluid. Ce vreau să spun despre el, deci este foarte sănătos pentru sănătate, atât în administrarea internă, deci în ceea ce privește reglarea metabolismului lipidic, este foarte, foarte valoros, da? Dar este foarte bun și în administrarea externă, pe piele, în cremele cosmetice. Tu ai arătat câteva elemente de genul acesta, dar fiecare doamnă poate să încerce, mai ales vara când este foarte cald și vrea să-și facă o protecție pentru arsurile solare pe piele, pe toată pielea. Este foarte hrănitor, înmoaie foarte bine pielea și dă o textură foarte fină. El are și un efect antimicrobian, deci anumite structuri, anumiți acizi din structura untului de cocos, este un antimicrobian foarte bun. De aceea este folosit chiar și la copii pentru a proteja pielea copiilor de diverse dermatite sau de urmările înțepăturilor de insecte. Iar în India este la mare preț, femeile de acolo își protejează părul de arsura soarelui de vară, pentru că acolo e foarte cald vara, ungându-l cu ulei de cocos. Și asta îl protejează foarte mult, nu le mai usucă părul, nu-l mai ard foarte mult. Ei, într-adevăr, orientalii folosesc foarte multe elemente din natură. Și ceea ce trebuie știut, dragi telespectatori, este faptul că noi trebuie să ne schimbăm modul de viață, la modul de a asimila în ceea ce folosim zilnic anumite elemente foarte sănătoase. De exemplu, să înlocuim un zahăr super rafinat alb cu un zahăr brut, De deci nu cocos, da. brun, brut, care este un zahăr foarte, da, sigur, de cocos. Mai există și alte feluri, dar acesta este despre acesta vorbim astăzi. Așa. Care este foarte sănătos. Sigur că și el îngrașă dacă mănânci foarte mult, adică caloriile se sumează. Nu vreau să se înțeleagă că dispare acest. Dar modul în care interferează în corp metabolismul glucidic este unul mult mai blând, mult mai friendly. Nu este atât de incisiv și de intens ca un zahăr super rafinat alb cu care suntem majoritatea obișnuiți. Doamna doctor, cărui pacient care vine la dumneavoastră la cabinet i-ați recomanda cocosul? În ce situații? Păi, în primul rând, fiind vară, femeilor recomand cocosul să-l folosească pe piele, deci fie ca și cremă de întreținere, fie separat ca atare sau fie în combinație cu anumite uleiuri volatile, poate să aibă efecte foarte bune. Apoi, persoanelor care au probleme cu. Există o terapie ayurvedică care se numește oleație și persoanele care au anumite probleme cu dureri de cap recidivante, cu probleme de, știu și eu, oboseală intelectuală, se poate face aplicații de ulei de cocos direct pe păr, pe cap, de fapt, care se este ținut 2, 3, 4 ore după ce este spălat. Sigur că stai retras, nu ieși afară, în curent, în vânt și lucrul ăsta se poate face câteva zile sau la 2-3 zile interval ca o cură de oleație externă foarte valoroasă.
Apoi, sigur că este foarte bun pentru cei care au, referindu-mă tot la cap și la pielea scalpului, care au predispoziție către anumite dermatite mai uscate, mai scamoase. Deci Este pentru cei foarte. cu păr foarte uscat, Da, e foarte bun, da? este foarte bun, da. Care au acele dermatite Da, pe piele, pe da. piele sau pe calota, pe scalp, da? Da. Cei care au pe scalp pot aplica ulei din acesta de cocos? Da, pe tot capul. Deci, fără nicio problemă, rămâne câteva. Pot să-l prindă cu un prosop, să-l strângă, rămâne câteva ore și după aceea îl elimină cu o spălare normală cu șampon. Dar, bineînțeles, cu un șampon tot așa blând, care să nu usuce sau să degreseze foarte tare. Apoi se poate folosi ca și cremă de față, ca și cremă de corp, deci untul de cocos foarte bine. Poate să fie folosit pentru bebelușii care sunt micuți, în loc de alte uleiuri cosmetice, poate să fie folosit ca atare, dar le recomand un unt bio de o proveniență sigură care să fie curat, deci nu cu extracții din astea sintetice, pentru că există și metode de presare la rece și astea sunt cele mai sănătoase și există și metodele astea de extracție cu solvenți care nu sunt atât de sănătoase. Noi ce avem aici e presat la rece Apoi, totul, așa că e el în poate să siguranță fie folosit, telespectatorul. da, poate să fie folosit, de exemplu, la sandvișuri dimineața, în loc să mănânci untul animal pe pâine, deci unt de vacă care se Așa. mănâncă de obicei, se poate pune pe pâine untul de cocos și deasupra puțină dulceață și este un sandviș foarte bun, deci nu e chiar O foarte idee plăcut. extraordinară. Da, bineînțeles. Iar cel care este dezodorizat poate să fie folosit la orice fel de sandviș. Pentru că nu are Da, gustul acela așa de a este zice, și nu are nici mie îmi mirosul. seamănă cu o prăjitură. Nu seamănă cu o prăjitură. Și atunci este o alternativă foarte sănătoasă de a face un sandwich copiilor fără să folosești o margarină cu o compoziție incertă sau un unt din acesta gras, care sigur are și el virtuțile lui hrănitoare, numai că s-a constatat în timp grăsimile animale dezechilibrează profilul lipidic mult mai repede și atunci este bine să avem și niște înlocuitori vegetali mai sănătoși. Pentru că, în general, uleiurile vegetale sau unturile vegetale aduc aceste trigliceride cu lanț mic în corp, care sunt reechilibrante, plus acizi grași omega-3, omega-9, care sunt foarte valoroși. Deci și emisiunea de astăzi este una foarte valoroasă, pentru că am avut-o pe doamna doctor Daniela Vasile alături de noi. Mulțumesc mult că ați venit astăzi și ne-ați mai povestit din cunoștințele dumneavoastră, iar celor de la magazinul Paradisul Verde le mulțumesc pentru faptul că ne găzduiesc și ne pun la dispoziție ingredientele emisiunii de astăzi, în sensul în care am discutat despre ele și le povestim telespectatorilor ce e sănătos. Vreți Da. să completați cu Da, ceva aș anume? fi vrut să completez cu ceva, mai ales pentru copiii școlari care știu că se apropie acum Batoanele examene. acestea. Pentru mers la școală, cum sunt de bune, vai. Așa, Da, spuneți. dar nu mă refer numai la batoane, mă refer la anumite compoziții pe care ei pot să și le facă Pentru memorie, pentru da? memorie și pentru hrănirea celulei nervoase. Adică să-și facă un lapte de cocos cu acest zahăr foarte bun, tot din cocos, la care să adauge și puțin unt de cocos, pentru că iese o compoziție foarte cremoasă, călduță, bună, ca o șocolată caldă, care hrănește foarte repede celula nervoasă. Și în momentul în care ei fac un efort suplimentar de învățat, au nevoie de un combustibil rapid, da? Și atunci, în loc să mănânci ciocolată cu zahăr normal, care nu este atât de sănătoasă, să-ți faci acasă ceva foarte sănătos și Care să util. te pună repede pe picioare când ai Da, nevoie. Mulțumesc, la care, doamnă. bineînțeles, poți să adaug și puțină cacao Da, pentru și uite, compoziția. desertul este gata făcut. Mulțumesc mult! Vă mai așteptăm și în alte emisiuni. Sunt Cu mare Cornelia drag. Crevean, vă invit la consumat produse sănătoase.